Eu consider că suportul Rapid trebuie să fie alături de Rapid, dar și noi, jucătorii, și restul sunt alături de Liviu, pentru că nu știu ce s-a întâmplat, dar că s-a ajuns în timpul unui campionat să fie condamnat pentru torțe și astea, când au fost nu știu câte meciuri în care au apărut torțe, fumigene, petarde și restul, nu știu. Nu vreau să fiu ăla care începe teoria conspirației că e ceva împotriva Rapidului și n-am ce să o fac, dar, nu știu, viața în tribună e altfel și cred că spectacolul... Da, nu sunt de acord să văd că se aruncă torți într-o parte în alta și mai sunt și... Nu, da, noi suntem obișnuiți, că se aruncă în altă tribună unde poate mai sunt copii și nu sunt de acord. Dar să scoți o torță și să aprizi o torță la un meci și să cânti pentru echipa ta și ar deranja pe cineva, nu știu, nu... Asta e părerea mea, strict personală, nu vreau să influențez nimic. Dar voi v-au influențat atunci toate evenimentele astea? Adică... Nu știu dacă pot spune că da sau că nu. Singura chestie că s-a vorbit în acele 2 zile și ceva, s-a vorbit foarte mult și cred că sunt conștientul lucrează la fiecare în parte, în funcție de cât de mult te interesează sau nu. Voi tot ce s-a întâmplat atunci? Ideal să nu cânte, să nu... Vă aveați nevoie de încurajări perioada aia. Sunteți în lupta aia acolo. Nu o să stau eu să spun dacă Galeria Rapidului și-a găsit momentul ideal sau nu. Singura chestie care o spune că toți care venim în tribună și toți care suntem prezenți pe teren trebuie să venim pentru Rapid și atât tot, nu pentru altcineva. Cred că Rapidul primează în fața tuturor, indiferent că te numești Săpunaru, indiferent că te numești orice anume, da? Noi venim și lucrăm pentru Rapid și muncim pentru Rapid și cântăm pentru Rapid, pentru că echipa asta o iubim. În rest nu o să stau să spun de ce. Sunt supărați cu toții pentru că Liviu este unde este, dar nu o să stau să am eu discuțiile astea despre galerie. Vei fi cu ochii și pe echipa națională în această seară? Nu mă că voi fi cu ochii. Îmi doresc ca echipa națională a României să câștige orice meci în care este angrenat. Iar acum îmi doresc ca Eddie să vadă ce jucători sau mai pe ce jucători s-ar mai putea baza la campionatul european. Îmi pare rău că portarul nostru nu este nici măcar pe banca de rezerve, da? Aveți un fost portar. Cum? Aveți un fost portar. Avem un fost portar. Avem un portar care a demonstrat că merită să fie la ora actuală portarul echipei naționale a României. Dar cred că și Ioani a demonstrat că este un portar de valoare care merită să fie în lotul pentru euro. Îl veți ajuta pe Ioani să prindă lotul? Da, nu mai bine să ne ajute el pe noi. Nu, 100% vom cerca să ajutăm. Că aș ajuta orice jucător român să prindă euro pentru euro, să prindă lotul pentru euro, pentru că în primul rând reprezintă România. Nu știu dacă contează de la ce echipă provine. Dar de la Rapid, dacă aș putea să duc, aș duce toți jucătorii de la Rapid. Numai să ajute toți echipa națională României să se califice mai departe, nu? Da, mai bine el să n-aibă de lucru, totuși, la echipă. Mi-aș dori din suflet să n-aibă de lucru. Nici măcar eu să n-am de lucru. Să aibă de lucru atacanți. E o experiență de bifat în viață, un turneu final? Nu știu, am fost la 2. Este. Cred că acolo sunt cei mai buni jucători al țărilor respective. Și dacă ești la un turneu final să nu fii prezent, nu-ți dorești. Care crezi că e tu orice națională? Ce are naționala asta? De ajuns să se califice, ne-am zis? Da. Ce are națională? Păi nu avem echipe în cupe europene. Da, nu putem să avem echipe în cupe europene, că am spus-o și o spun și eu și vă spune și Gică Hagi, nu știu cât, și vă spunem toți. Noi nu avem echipe în cupe europene pentru că merg câte 4 echipe din Anglia, 4 echipe din Spania, 4 echipe din undeva. De ce? Vi se pare normal? Când se spune Liga Campionilor și Campioana României joacă al 4-lea tur preliminar sau dacă erau 10 tururi, 10 tururi cam. După aia spunem că, domne, că fotbalul România. Păi eu ce bani câștig din cupele europene? Dacă eu am câștigat campionatul România, de ce nu mă primești în Champions League și oferim și mie 15 milioane? Și atunci să vedem dacă și în România nu o să vină jucători de 800, 900, 1 milion pe an. Și aveți mulți jucători care nu joacă în TV. Avem mulți jucători care nu joacă, tot de la asta nu avem jucători care nu joacă. Că, ținând cont diferența de salarii care sunt între România și echipele de afară, preferă salarii și preferă să ducă să-și facă viața mai departe, nu? Adică nu... Aș vrea să văd și o dată, nu spun că sunteți voi de vină sau presa, dar aș vrea să văd și mai multă, nu știu, mai mult nerv din partea românilor, că de fapt noi nu suntem judecați corect, cum nu suntem judecate și țările din Est, în general. De ce să fie 4 echipe din Vest? Că se vinde mai bine acolo. Păi se vinde mai bine acolo, că acolo sunt toți banii. Ce bani se investesc în România? Se investesc bani în alte părți și ne iau tot. ce bani investesc în fotbal în România, spuneți și mie. Și comparativ cu ce afară. Mai investesc patronii. Păi investesc patronii, investește domnul Șucu, investește Gigi Becali, investește, nu știu, domnul Varga, nu știu, investesc. Dar au puterea să se bată cu un miliard de drepturi TV? Cât sunt drepturi TV în România la ora actuală? 30 de milioane. 30 de milioane. Și în La Liga 1 miliard. E comparabil? O să spună, da, nu sunt fotbaliști despre... Nu sunt fotbaliști pentru că nici nu sunt salariile să... Da, bine, eu consider că campioana României trebuie să faci în Champions League, câștigătoarea Cupei trebuie să faci Europa League și o echipă minim în Conference League, calificată direct. Cum ți se pare acest play-off? Că deja au început așa să se ascută săbile între echipe, între jucători. V-am spus de, nu știu, cred că acum 4 săptămâni sau nu știu la ce meci, v-am spus că va fi un play-off interesant, că nicio echipă nu e campioană de nimeni acum începe play-off-ul sau cum se termină campionatul regular. Nu, da, mai sunt 9 meciuri. De la distanță, declarații n-am mai avut de mult. Care război declarațiilor? Între domnul Șucu, Gigi Becali. Dar nu mă băgați pe mine între declarații. Jucătorii, știu, nu, dar zic... Eu am războiul meu cu jucătorii de la... E ca pe timpuri? Asta mă refer. Nu știu la ce vă referiți pe ca pe timpuri, nu știu, când se certa cine cu cine. Când erau discuții, tensiuni, polemici. Dacă l-ați văzut pe domnul Șucu să aibă declarații care au fost până în 2000, sincer. Nu la nivelul. Și atunci, nu. Cred că cel mai interesant duel este al nostru, al jucătorilor, nu? Indiferent că se mai creează o discuție pe la televizor, nu știu dacă e mai important un duel între patroni sau între oricine altcineva decât între fotbaliști. Și suporterii vin la stadion. Asta, așa de stare de ce? Nu am nicio tensiune, noi nu avem nicio tensiune. Nu, mi-am luat o dimineață 12:07. Și de ce să am tensiune și pentru cine? Am tensiune pentru Rapid și atât. Pentru lupta la titlu, da. Păi eu vreau să, eu dacă pot, vreau să ies campion. Și dacă avem și un pic de noroc, că trebuie să ai noroc în fotbal, că altfel nu poți să fii campion. Avem noroc și dacă dăm ce avem mai bun, eu zic că avem echipă, avem lot să fim campioni. Dar asta depinde numai și numai de noi. Atât. Nu mai împiedicați voi. Dacă noi câștigam meciul cu Farul, discutam după aia ce va fi. Acum am pierdut meciul cu Farul, trebuie să o luăm de la capăt. Avem și la Craiova, meci important, cu o echipă valoroasă, o echipă care e în play-off, o echipă care merită să fie în play-off. Sepsi fără 5 jucători, ca să nu mai intru în discuții că se supără știu eu cine, cât de cât au făcut față împotriva FCSB-ului, care a fost cu aproape lotul întreg. Mai... ce să vă mai zic?